elevii din clasa a doua lucrează la un proiect despre diversitatea animalelor. Au căutat imagini despre fiecare grupă de animale, mamifere, reptile, păsări, insecte, pești. Au colectat datele pe care le aveau până în acest moment și le-au notat în următorul tabel. Au construit un grafic cu bare pe baza datelor din tabel. Au notat numărul de imagini și grupele de animale. Vreți să știți cum au construit acest grafic? Mai întâi, au trasat două linii numite axe. Pe baza datelor din tabel, au notat grupele de animale pe axa verticală și numărul de imagini pe axa orizontală. Au fixat apoi pe axa orizontală locul numerelor 45 și 85. Au unit linia care pornește de la grupa de animale cu cea care pornește de la numărul de imagini corespunzător grupei. Adică, de la pești au trasat o linie orizontală până s-a intersectat cu linia verticală care pornește de la numărul 30. La fel au procedat și pentru celelalte animale. Pe baza graficului puteți observa, de exemplu, care este cel mai mare număr de imagini colectate de către copii, 85 de imagini cu mamifere. Graficul de mai jos arată numărul imaginilor cu insecte care au fost folosite de copii în cadrul proiectului. Completați datele din tabel pe baza graficului. Câte imagini cu albine au folosit copiii? Priviți bara care pornește de la cuvântul albine. Observați în dreptul cărui număr se oprește. Constatăm că au folosit 10 imagini cu albine. Notați în tabel numărul imaginilor cu albine, respectiv 10. Formulați și voi întrebări și răspunsuri pe baza graficului dat. Utilizați datele din tabel și construiți în caiete un grafic cu bare. Formulați și voi întrebări și răspunsuri pe baza graficului obținut. Lucrați în grup. Întrebați-vă colegii ce animale de companie au. Colectați datele într-un tabel, apoi înregistrați-le într-un grafic cu bare. Ce animal de companie au cei mai mulți dintre colegii voștri? Formulați și voi întrebări și răspunsuri pe baza datelor din graficele întocmite. Succes!